Bine ai venit în Parcul Național Lovșen, casa celui mai înalt mausoleu din întreaga lume. Astăzi te luăm cu noi spre cele mai spectaculoase priveliști asupra țării Muntenegru și îți împărtășim toate secretele Parcului Național Lovșen. Să începem! Drumul e foarte, foarte aglomerat și e destul de nașpa pentru că sunt autocare care fac excursia asta și o să te întâlnești cu mașini și mașini, mă, nu doar cu mașini, da, de dimensiunea ta. Sunt mașini de alea de excursie, efectiv. Și de alea de beton și basculante sau chestii genul care trec pe aici și e foarte complicat dacă te întâlnești cu ele. Da. Deci trebuie să ai grijă, dar e drăguț. E drăguț. Da. Drumul nu e rău, adică nu sunt gropi sau ceva, e super ok. Doar că asta e problema. Alte probleme din punct de vedere al drumului? Atât. Nu atât. Trebuie să mergi cu grijă și ca pe orice drum cu serpentine, nu, trebuie avut grijă. Și sunt foarte multe locuri unde poți să oprești, sunt foarte multe, la fiecare buclă, practic, e o scobitură unde poți să lași mașina și sunt super multe locuri, adică noi n-am întâmpinat să vrem să oprim și să nu avem unde. Da, să fie doar, cum am mai pățit prin alte locuri, să fie, nu știu, două locuri unde poți să oprești și atât. Uite, cam așa e, trebuie să ai grijă când treci, adică în zonele ok. Și trebuie să ai și claxonezi pentru că sunt foarte multe puncte în care așa vezi, adică, abia când ajungi pe partea cealaltă vezi dacă e cineva sau nu. Da. Sunt și puncte unde trebuie să plătești ca să faci poze dacă vrei, gen restaurante și așa, unde trebuie să faci consumații sau să ai taxă dacă vrei să intri. Da, și... dar n-au fost prea multe, adică e primul restaurant pe care îl vedem, deci... Da, știu că mai sunt acolo înainte de Lovșen. Da, mai sunt pe acolo câteva. Așa, și atât, să aveți grijă la curbi și așa, să claxonați și când vedeți că vine cineva, să încetiniți. Adică cam așa arată situația. Da, și din când în când mai sunt găuri unde poți să intri, dar nu peste tot. Deci s-ar putea să, na, se trebuia să mergi foarte ușor ca să treci rasant de cealaltă persoană. Sau să dai foarte mult înapoi. Da, dar... Priveliște e super faină. Dar da, merită din piele pentru priveliște. Singura problemă e că noi am avut, cum ați văzut, sper, în vlogul anterior, ieri o zi plină și foarte, foarte obositoare și nu ne-am putut trezi dimineața și am ajuns abia la 11 în zona asta, 11 jumate și a fost foarte. Noi inițial am vrut să ne pregătim să ajungem pe la 7 și să facem o drumeție mai lungă, dar pentru că planurile s-au dus un pic peste cap, am zis să mergem la mausoleu, să facem drumeția asta scurtă și să ne bucurăm doar de priveliște, să mâncăm acolo, facem un picnic, ne bucurăm de o zi mai liniștită, mai liniștită și activă, mai la un nivel mai, la un nivel mai mic, adică nu facem o drumeție de 8-10 ore. Da. Așa că ne vedem, cred că, în Parcul Național Lovșen, dacă nu mai găsim vreun punct fain de pe vedere pe drum. În Parcul Național Lovșen. Intrarea se plătește chiar de pe stradă, adică nu e vreun turnichet unde să mergi cu picioarele, da. Se plătește chiar pe stradă. Imediat după să tu cu negusii, când faci dreapta, e o căbănuță și sunt doi oameni acolo care iau bilet. Intrarea costă 3 euro de persoană, n-am plătit extra pentru mașină, deci noi doi am dat 6 euro și de aici până la mausoleu mai avem 11 km, 20 minute. Deci să știți că dacă vreți să faceți vreo tură alternativă ca să scăpați de fix, o să trebuia să mergeți foarte, foarte, foarte mult. Da, s-ar putea să... Cred că... Sunt drumeții pe care... Sunt drumeții, doar că nu știu pe unde sunt, că s-ar putea să fie tot pe aici. Oricum e sumă foarte mică pentru... Da, pentru că suntem noi învățați să dăm pe parcuri, da, adică din Croația. 3 euro e. De precizat e că mausoleumul e una dintre cele mai vizitate obiective din Muntenegru ca țară și costă separat să vizitezi mausoleumul. O să aflăm cât costă, că încă nu știu, Marina a văzut. Pe bloguri am văzut 5 euro, dar pe aceleași bloguri am citit că intrarea ar fi fost doar 2 euro și acum e 3, deci mă aștept să fie scumpit și intrarea la mausoleum. Da. Ideea e că nu știu, n-am citit nicăieri informația dacă se plătește intrarea la mausoleum în mausoleum sau și în jurul mausoleumului, pentru că noi nu vrem să intrăm în mausoleum efectiv, dar sunt câteva puncte de vedere super faine, de unde efectiv poți să vezi tot Muntenegru plus o parte din Albania. Nu cred că o să vedem noi Albania, fiindcă e foarte soare, da. Dar se văd foarte mult, o porțiune mai mare de munți și e foarte fain. Deci ar trebui să trebuiască să plătim și pentru aia. Eu mai aștept la vreun 10... Hai, nu chiar 10, dar la vreun 8 euro mă aștept, sincer, de persoană. Da, și eu mă aștept să fi făcut prețul cam 8 euro. Acum vedem cât costă și vedem cum se vede priveliștea de unde putem să ajungem cu mașina, pentru că dacă e super scump... Da, din câte știu,
există un alt drum, adică pe drumul ăsta spre mausoleum, poți face stânga undeva să ajungi la un vârf, unde se ajunge cu mașina. Da, dacă e mai mult de, deci dacă e gen 10 euro de persoană, nu o să intrăm în mausoleum, că e foarte scump, 20 de euro doar ca să vedem un view, și o să alegem să facem probabil drumeția aia cu punctele de vedere. Da. Că durează 2 ore jumate dus întors, deci toată drumeția și cuprinde 3 puncte de belvedere. Adică da. Sau mergem cu mai Andrei la cu mașina spre celălalt vârf și sigur o să se vadă super fain și acolo. Da. Deci vă dăm update cu cât costă și ce facem. Între timp, să știți că eu sunt mândră de drumul ăsta, adică e unul dintre cele mai bune de până acum da. În Croația, sincer. Da, e super Muntenegru. Trebuie să mă obișnuiesc să vorbesc despre Muntenegru, că sunt de la început, abia am ajuns 6 luni de Croația, Croația în toate vlogurile acum. Da, să știi că e greu să te obișnuiesc. E super greu să zici oamenilor, acum Muntenegru. Așa, deci drumul e ok, o parte asta nici nu e atât de aglomerată, dar asta și pentru că probabil da, nu prea poți oprești. Aici sunt și două benzi, aici mergi foarte ușor și da. Viu e minunat. Da. După ce intri în parc, e undeva a doua cabană, unde poți să oprești și e un cer făcut din piatră, super drăguț, cu un view minunat. Adică de aici chiar poți să vezi super bine împrejurile. Cu mare accent pe a doua cabană, pentru că la prima cabană am citit pe internet că, bine, e un chioșc și acolo, doar că acolo am înțeles că dacă nu cumperi ceva, se ia de tine unul de acolo sau ceva. Da. Și e super, super, super fain. Deci e amazing. Da. Așa se vede. Iar acolo este coporul și locul unde stăm noi. Acolo sus e mausoleul. Și cam așa e priveliștea. E super faină deja priveliștea și încă mai avem de urcat mult până la mausoleu. Sunt fericit, ne place? Da, chiar mi-e drăguț, ne place. Fain. Și e și destul de mișto că sunt multe porțiuni unde sunt brazi sau, mă rog, alți copaci și e mai umbriță. Și norii sunt super fain. Overall, merită. Da, merită din plin. Chiar dacă nu intri la mausoleum, 3 euro pentru Parcul Național și da, să aveți view-uri, că da. E cam singurul loc unde ai view-urile astea și mai crede fără să faci vreo dumeție sau ceva. Exact înainte de a ajunge la mausoleum, este parcare improvizată pe stradă, toată lumea parchează așa, se poate vedea. Și nu-ți face griji, dacă ajungi în capăt, este sensibilator și păsător să parchezi, asta am făcut și noi și am găsit un loc foarte aproape de scările care duc la mausoleum. În stânga, în partea opusă, scărilor care duc la mausoleum, sunt niște scări care sunt turnate, dar sunt de fapt pentru traseu. Ne-am luat o pauză aici la umbră și e un view minunat chiar și din partea asta. Cum suntem, Alina? Bine. Bine? E bine la umbră? Da. Cum e view-ul? Frumos. Frumos. Ne place? Da. Și acum, hai să vedem cum arată munții de sus, pentru că o să ridicăm drona și hai să vedem și cum arată mausoleumul pe partea aia, arată să vedem dacă merită sau nu să plătim cei 16 euro.
exact aici la bază, exact unde încep scările pentru mausoleum, unde poți lăsa mașina. Este un restaurant și o cafenea, să zic așa, unde poți să servești înghețată sau restaurant unde poți să mănânci, să bei ceva, să stai liniștit. Au terasă pe laterală și view-ul e destul de sigur, adică nu stai închis sau ceva. Dacă nu vei pregăti cu mâncarea de acasă, eu zic că na, ai ce să alegi. Ne-am uitat puțin pe prețuri, prețurile nu sunt exagerate, sunt ok, să zic ok. În spatele meu e intrarea la mausoleu, intrarea costă 8 euro de persoană și e destul de aglomerat. 4 euro pentru copii. Ah, 4 pentru studenți, nu pentru copii. Și copii. Ah, ok. Așa, și priveliștea e foarte faină, de jur împrejur, te arată cum e priveliștea. E super faină și la intrare. Aici de sus se poate vedea orașul Cetinj și acolo îndepărtare în spate, probabil o să vadă foarte puțin, este capitala Muntenegrului Podgorița. Și mai îndepărtare, Albania. Da, adică acum chiar cu puțin gler se pot vedea niște munți din partea de nord a Albaniei, la care sunt la graniță cu Muntenegru. Acum, da, dacă prinzi vreme, nu știu, puțin mai norat poate, dar nu foarte, o să vezi foarte, foarte bine. Și dacă nu vii vara. Da. Gen toamna, de exemplu. Toamna și primăvara știu că se face mai bine. Ai o vizibilitate mai bună. Da. Și acum luăm o pauzică. Cum se pare? E foarte fain. E foarte mișto priveliște. E singura, da, singurul lucru nașpa e aglomerația, pentru că Se poate ajunge cu mașina și toată lumea vine aici. Adică majoritatea oamenilor care vin în cotor vin și aici. Da. Pentru că sunt priveliște foarte faine și merită, dar e foarte aglomerat. Adică da. Dar culmea, eu mă așteptam să fie și mai aglomerat. Adică au fost aglomerat, dar fiind duminică, eu mă așteptam să fie și mai rău. Nu știu de ce, sunt învățat cu altul. Asta pentru că noi am stat acolo și am mâncat nu aici, dacă stăteam aici sau intram în mausoleu, da, că toată lumea a venit aici, puțin oameni se duc în partea aia. Da. Da, da, chiar vă recomandăm dacă ajungeți prin zona asta și, adică, eu aș da aceeași importanță cum aș da cotor la modul ăsta, adică poate chiar puțin mai mult. Aș zice că ajung în zona asta și aș veni să văd Parcul Național, că e foarte frumos. Sincer, da. E cea mai frumoasă priveliște, cred că, pe care am văzut-o vreodată. Sunt atât de mulți munți și atât de multe vârfuri pe care le cuprinzi cu ochii. E incredibil. Nu cred că am văzut așa ceva vreodată. Chiar așa, nu? Dar are în aminte. Stai să o duc la Ciucaș. Vă zice atunci. Nu e așa. Nu e așa la Ciucaș. Nu vezi așa. Da. Și e fain și că dacă te uiți pe partea ai foarte mulți munți și pe partea cealaltă e mare. Pădure. A, pădure. Aici, da. La pădure. Da. Și în față e și mare, aveți și oraș, adică e super fain. E chiar mișto. Da. Și, da, sunt și zone cu umbră, ceea ce e bine, adică fiind mulți copaci, mai găsești zone cu umbră, nu e o zonă aridă, cum am mai pățit pe alte dumeții noi. Da. Noi acum am plecat de la mausoleum, până la urmă n-am mai plecat în altă parte, pentru că erau două variante, un punct de belvedere, unde făceam încă jumătate de oră în sens opus față de unde plecăm noi spre cazare și ar fi fost mult prea complicat să facem, să stăm în mașină iarăși încă două ori și ceva după duminică seară și mâine zi de muncă. Și ar mai fi fost o drumeție unde drumul era foarte prost, nici am văzut pe maps din poze și am zis că nu ne riscăm să rămânem cu mașina pe undeva sau să nu putem să înaintăm până unde voiam noi. Așa că am ales să stăm în față la mausoleu, pe scări. Cred că am filmat. O să pun un cadru pe ecran dacă n-am filmat cu GoPro de pe telefon. A fost super fain. Pe seară s-a lăsat un pic răcoare și nu mai bătea deloc soarele și a fost super ok. Adică ne-am luat polarele și a fost super ok. Priveliștea minunată. Și acum ne îndreptăm spre punctul de vedere unde am oprit prima oară când am intrat în Parcul Național, pentru că acolo era un punct super fain pentru apus. Ceasul e undeva la 7:15. O să ajungem undeva la 7, cred, acolo. Da, cam așa. 7:07 și un pic și apus e undeva pe la 8. Sperăm să prindem loc, că acolo era destul de mic. Și vă dăm update de acum. Da, da. Sperăm să prindem apusul cum trebuie. Ușor, ușor, soarele a început să se lase, zic. Da, deja... Deja e culoarea de seară. Da, deja muntele e... E un fel de golden hour al muntelui acum. Da. E ce trebuie. Așa că ne vedem la punctul de belvedere. Până atunci ne mai bucurăm un pic de drumurile astea faine și de priveliștile cu munte.
vieții. Da, și drumul mai liber, că majoritatea lumea a plecat deja. Da, ăsta e un selling point. Cred că, retrospectiv vorbind, dacă nu vrei să faci drumul ții sau dacă n-ai timp o zi întreagă, 100% să vii după amiaza, pentru că pe după amiaza s-a golit super mult. Adică, de cât asta noi acolo, pe scări, sunt mult mai puțin oameni față de cât ți-am văzut la prima oră. Da. Semn că majoritatea oamenilor vin cu mașinile și pleacă, na, vin, văd mausoleu și pleacă. Da. Deci, pe seara s-a eliberat și străzile sunt mult mai goale. Și în continuare e super drumul. Așa arată, de pe vedere momentan, arată super fain. Noi acolo făceam drumeția de obicei de acasă, de la cazare până la, mă rog, Ladder of Kotor. Ce părere avem? Da, e un view, ce să zic. Și apusul o să fie fix în față, deci o să fie super fain. Da. E fain că putem vedea, se vede gen marea după munte și poți să vezi exact când apune soarele. Da. La orizont.